Grecia și Bulgaria se confruntă cu un val de migranți din Turcia după ce Ankara a anunțat săptămâna trecută că nu va mai împiedica refugiații să intre în Uniunea Europeană. Ankara a reacționat în această manieră după ce peste 30 de militari turci și-au pierdut viața în urma unor raiduri aeriene în Siria. Sorry. We aren't there at Assad's invitation. We are there because Syrian people invited us. We don't intend to leave before they tell us that we are done. Yesterday, I also asked Mr. Putin what's your business there? You can still build your bases if you want to, but get out of our way and leave us alone with the regime. Prin deschiderea frontierelor pentru migranți, președintele turc Recep Tayyip Erdogan a făcut astfel presiune asupra Uniunii Europene și țărilor membre NATO pentru a obține sprijinul lor în operațiunile sale militare în Siria. Autoritățile elene și bulgare au întărit securitatea la frontierele cu Turcia. Poliția greacă a intervenit cu gaze lacrimogene pentru a respinge sutele de migranți care au încercat să traverseze duminică granița dinspre Turcia în a doua zi consecutivă de confruntări la trecerea de frontieră din nord-estul statului elen. În to have to have, to tot acest timp, situația la frontiera bulgară a fost mult mai puțin gravă. Premierul bulgar Boiko Borisov se va întâlni la Ankara cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan pentru a discuta despre migrație în contextul situației din provincia siriană Idlib, unde forțele militare ale Turciei se confruntă cu cele ale regimului de la Damasc, susținută de Rusia. Bulgaria și Turcia au relații diplomatice și economice privilegiate, însă guvernul de la Sofia a ordonat din 2016 construcția unui gardă de-a lungul frontierei comune de aproximativ 250 de kilometri pentru a împiedica trecerea migranților. Liderul de la Palatul Elize Emmanuel Macron susține solidaritatea Franței cu Grecia și Bulgaria în criza migrației. De plină solidaritate cu Grecia și Bulgaria, Franța este gata să contribuie la eforturile europene pentru a le acorda rapid asistență și pentru a apăra frontierele. Trebuie să acționăm împreună pentru a evita o criză umanitară și a migrației. A scris Macron într-un mesaj difuzat pe rețeaua Twitter duminică Seara. La rândul ei președinta Comisiei Europene Ursula von der și a exprimat îngrijorarea blocului comunitar față de fluxul necontrolat de migranți din Turcia. Prima noastră prioritate în această fază este să ne asigurăm că Grecia și Bulgaria primesc sprijinul nostru de plin. Suntem gata să oferim un ajutor suplimentar, în special prin intermediul Frontex, Agenția Europeană de Control al Frontierelor, la granițele terestre, a notat Ursula von der Leyen tot pe Twitter. Ministrul francez al finanțelor, Bruno Le Maire, a afirmat că Uniunea Europeană trebuie de asemenea să dea dovadă de fermitate față de Turcia și Erdogan, care în această privință, la fel ca asupra multor altor subiecte se joacă din păcate cu focul. La frontiera între Turcia și Grecia continuă să se adune mii de migranți în speranța că vor putea să treacă în pofida măsurilor draconice luate de Atena, ale cărei forțe de securitate au recurs la grenade lacrimogene și utilizează tunuri cu apă. Încercând să accentueze presiunea asupra Uniunii Europene, Erdoğan a afirmat luni într-un discurs rostit la Ankara că va menține deschise porțile spre Europa. Acum o să luați partea voastră de povară. De când am deschis frontierele, numărul celor care s-au îndreptat către Europa a atins sute de mii. În curând, acest număr se va exprima în milioane. A declarat președintele Turc. În fața acestei situații și pentru a-și demonstra solidaritatea, conducătorii instituțiilor europene se vor deplasa marți în partea greacă a frontierei cu Turcia, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.